Senatorul PNL Călăraș prian Pandea a transmis că în ultima săptămână au fost decontate peste 10 milioane de lei prin Programul Național de Dezvoltare Locală către unitățile administrativ-teritoriale din județul Călăraș. Localitățile care au primit finanțare prin PNDL sunt Comuna Ciocănești, Fundeni, Nana, Radovanu, Ștefan Vodă, Tămădău Mare, Chirnoci, Crivăți, Curcani, Dichiseni, Jegălia, Spanțov și Șoldanu. Cea mai mare sumă a fost primită de comuna Crivăț, peste 2 milioane 700 de de lei.